Pensionarii maramureșeni au înmânat o petiție subprefectului prin care cer guvernului indexarea pensiilor cu 7-8% începând din această lună. Justificarea solicitării acestora este scăderea puterii de cumpărare și faptul că majoritatea pensionarilor trăiesc la limita subzistenței. Reprezentanții asociațiilor de pensionari din Maramureș s-au întâlnit cu subprefectul. Vârstnicii sunt nemulțumiți de traiul zilnic tot mai greu pe care trebuie să-l ducă. Astfel ei au mânat reprezentantului guvernului în teritoriu o petiție pentru premierul Emil Boc. Sunt în imposibilitate de a-și cumpăra cele necesare traiului de zi cu zi. De aceea noi astăzi v-am prezentat o petiție și o propunere care este în conformitate cu legea. Nu este ceva ilegal. Cu rugămintea la dumneavoastră să o trimiteți guvernului, că noi am adresat-o guvernului României, astfel încât să sperăm că vom sensibiliza prin aceste scrisori guvernul României, astfel încât să întindă o mână și spre pensionarii necăjiți. Pensionarii solicită guvernului indexarea pensiilor cu 7,8%, cât reprezintă indicele de inflație începând cu această lună. Ca și argument, pensionarii spun că puterea lor de cumpărare este pe zi ce trece tot mai mică. Asta atât din cauza majorării continue a prețurilor, cât și din cauza diminuării pensiilor cu 5,5%, ceea ce reprezintă obligativitatea contribuției fiecărui pensionar la fondul de sănătate începând cu 1 ianuarie 2011. Subprefectul a luat act de solicitările pensionarilor și a promis că petiția va ajunge pe masă a guvernului.